Cu o săptămână în urmă am reușit și am realizat un interviu cu ministrul agriculturii Adrian Nechita Oros. Am căpătat atât de multe informații cu acel prilej încât n-am putut să o prezentăm într-o singură emisiune, astfel că vom continua astăzi și cine știe, poate și săptămâna viitoare. Să urmărim așadar materialul. Protecția plantelor, știți că s-au retras, se retrag, sunt propuneri în fiecare an, cam în ultimul an tot mai mult, de retragerea unui număr substanțial de produse de protecție a plantelor de pe piață. Nu s-au găsit încă înlocuitori pentru o serie întreagă de produse, ceea ce va determina, spun fermierii, aproape o calamitate în ceea ce privește producția la principalele culturi de interes economic. Și mă refer la floarea soarelui porumb, neonicotinoidele, știți că au fost interzise, nu se găsesc înlocuitori, în timp ce în Europa sunt interzise, dar Europa importă produse din țări terțe care n-au nicio restricție în utilizarea produselor. Evident că vin cu prețuri mai mici și atunci apare concurența neloială și dumneavoastră spuneați cum facem să ajutăm fermierii mari, mici. Acest lucru este valabil și chiar l-am discutat atunci când ne puteam întâlni. Sper să în curând să revenim la acel obicei cu ceilalți miniștri, pentru că, într-adevăr, exact cum spuneți noastră, Europa ridică standardele tot mai mult, acum vine acest Green Deal, dar în același timp suntem invadați de mărfuri din afara Uniunii, mărfuri care nici nu-și propun, fermierii din acele zone nici măcar nu-și propun să respecte vreo regulă care la noi în Europa există. Și atunci, la fel ca și cu soia modificată genetic, corect, aceeași discuție. Noi în Europa nu cultivăm soia modificată genetic, dar importăm masiv șroturi de soia și utilizăm în hrana animalelor. Acest Green Deal își propune niște lucruri care sună foarte bine și probabil în țările nordice, în țările din vest, unde s-a utilizat sau s-a lucrat mai sălbatic, să zic așa, pământul, s-au utilizat substanțe de toate felurile, în cantități mult mai mari decât la noi, pentru că la noi n-au fost posibilități financiare. Corect. Au ajuns acum la concluzia că e nevoie de acest Green Deal, pentru că îmi spun cei care se duc mai frecvent pe acolo că dacă văd o insectă, se bucură. Adică la ei au dispărut, nu numai polinizatori, au dispărut insectele, fauna. Și au nevoie de acest respiro. Dar din ce am înțeles, tot așa din date, noi suntem foarte departe. Cantitatea de substanțe utilizate de către fermierii din România, cantitatea medie, unde introducem tot ce înseamnă substanțe, este la nivel o treime, cam așa, o treime din ceea ce utilizează fermierii europeni. Și atunci discuția noastră și la ultima întâlnire, și acum sper să o reluăm cu președinția germană, a fost ok, dacă voi aveți problemele voastre, noi suntem de acord ca voi să vi le rezolvați, dar noi până ajungem acolo să luăm și noi măsuri de climă și mediu, că și noi avem ale noastre nevoi. În noiembrie când am venit, era deja o procedură de infringement, că mi-ați întrebat, pe neonicotinoide. Și la prima întâlnire la Bruxelles chiar a apărut un articol într-un ziar de ăsta electronic local legat de Lituania și România pentru... Și atunci am avut o întâlnire și cu fermierii și cu apicultorii în aceeași sală, îmi amintesc, și fiecare aveau argumentele lor pertinente. Și de ce s-ar interzice neonicotinoidele? Ei, apicultorii, spuneau că distrug albinele, că ceilalți fermieri spuneau fără aceste substanțe nu avem producție, noi avem o anumită specificitate. Problema este că de-a lungul timpului s-a cerut derogări și nu s-au fundamentat, nu s-a trimis nimic la Bruxelles. De ce această specificitate noastră, de ce Tanimecus în România face prăpăd mai mare decât în alte părți, sau ce soluție au ăia și noi nu le-am găsit. E cum să înțeleg că nimeni n-a explicat clar la comisie aceste probleme? Nu. Și în așa fel încât în februarie a venit așa o bombă pentru fermieri. O atenționare. Și înainte de aceea noi am ajuns la o înțelegere, în sensul că pentru plantele care sunt melifere, pentru rapiță și floarea soarelui, am interzis și am lăsat pentru porumb și pentru sfeclă. Deci ne-am dus undeva la mijloc. Fermierul, ca să-și mențină cultura sănătoasă
trebuie să combată bolile și dăunătorii și mai ales acest animecus care creează mari probleme în partea de sud-est a țării în mod deosebit, dar am înțeles că sunt focare mai peste tot și atunci vor căuta să folosească alte produse în vegetație. Bănuiesc, cred că mai periculoase sunt acestea folosite în vegetație, dacă e vorba să facem discuție despre apicultură, decât tratamentul la sămânță, pentru că de la sămânță și până la ajunge la floare are timp planta să metabolizeze asta produsul. Asta a fost și explicația mea, pentru că eu sunt profesor de toxicologie și încercam să le explic apicultorilor că sigur, cu siguranță, nicotinoidele nu fac bine niciunei insecte, de cum albinelor. Dar că sunt în agricultura din Europa mii, zeci de mii de substanțe care se folosesc de-a lungul timpului și nu neapărat numai substanțe utilizate în agricultură care ne fac rău nouă și tuturor viețuitorilor. Deci, oricum, toate substanțele care noi le utilizăm, în fiecare zi se descoperă, cred că, cel puțin 10 noi substanțe care se utilizează în diverse scopuri, toate au un efect negativ pe termen lung. Un alt subiect oarecum dezbătut în spațiu public o perioadă mai mult, după aceea mai puțin, dar totuși există, banca de gene pentru speciile legumicole. Care este opinia dumneavoastră că s-a încercat înființarea ei? Nu știu cât, nu pot să mă pronunț eu cât este de necesară sau nu. Care este opinia dumneavoastră vis-a-vis de acest subiect? La această oră, în România există o bancă de gene care funcționează și care funcționa până în 2018 sub tutela Ministerului, pentru că era considerată o bancă de gene strategică. În 2018, nu știu care a fost explicația, din bancă de gene strategică a fost transformată într-o bancă de interes științific, nu strategic, transferată la SAS. Iar la câteva luni s-a dat acea hotărâre de guvern prin care o altă bancă trebuia să se înființeze la Buzău. Acum, după ce știu eu și am văzut și reportaje unele televiziuni atunci când a fost povestea cu banca de gene de la Buzău, chiar s-au dus și au făcut câteva înregistrări, emisiuni la banca de gene din Suceava. Acolo este o bancă de gene care funcționează, care este, cum să vă spun, conectată la toate organismele internaționale care se ocupă și reglementează asemenea aspecte. Funcționează la o capacitate cam la 30%, deci ar putea încă să înmagazineze multă informație acolo și multă. Deci ar mai fi acolo dacă, la un moment dat, asta am discutat și cu domnul Tabără, se constată că acea bancă de gene de la Suceava nu face față și că ar trebui să mai avem în România încă o bancă de gene, atunci cu siguranță va mai fi o bancă de gene, pentru că ar cere un mediu academic, mediu științific. Dar din informațiile pe care eu le-am primit, încă la Suceava există spațiu suficient. Există spațiu suficient, iar cei de acolo sunt asta fac de ani de zile. Sunt recunoscuți, sunt conectați la toate organismele internaționale. Eu aș pune aceeași întrebare care mi-au pus-o unică. De ce nu promovăm banca de gene de la Buzău? Banca de gene de la Buzău a fost o hotărâre de guvern pe o hârtie. Nu există. Urma să fie înființată. Învățământul dual, învățământul de specialitate mediu, că cel de specialitate superior. Știm despre ce este vorba, din păcate puțin care urmează facultății de specialitate ajung unde, în zonele pentru care se pregătesc. Au fost inițiative de a fi preluat învățământul de specialitate la Ministerul Agriculturii sau în dublă subordine, cum exista odată, să se investească în aceste licee, astfel încât să oferim agricultorilor muncă calificată, oameni profesioniști și nu neapărat cu studii superioare, ci medii, tehnicienii de altă dată, școlile profesionale de specialitate. Ce știți și eu cum abordați subiectul? Vă spun care e părerea mea. Eu sunt un produs al unui liceu agricol. Deci eu în clasa 10 m-am decis să mă fac veterinar și atunci am plecat de la liceu de matematică fizică și am terminat un liceu agricol. Și acel liceu agricol, în Turda, era practic efectiv lipit de o stațiune foarte importantă, da. Și avea o bază de practică foarte bună, unde eu în 2 ani de zile am învățat foarte multe lucruri. Lucrurile s-au schimbat. Pe de o parte, agricultura nu mai este de stat. Acea fermă didactică se mișca într-o agricultură de stat.
și își valorifica produsele și toată agricultura e privată. Toate bazele de practice, fermele didactice de la licee sunt derăpânate. Adică nu mai avem grajduri, animale, utilajele sunt învechite. De aceea eu cred că soluția realistă, pentru că trebuie să fim și realiști, și imediată și cu costurile cele mai puține, este acest învățământ dual, care peste tot în învățământul tehnic, afară tot învățământul tehnic, chiar și cel universitar, este dual, în care statul și sistemul de învățământ vine cu partea teoretică și agentul economic, în cazul nostru fermierul, procesatorul sau asociația sau cooperativa, vine cu partea de pregătire practică. De ce? Niciodată sistemul de învățământ nu o să aibă suficienți bani ca în fiecare an utilajele, tehnica să fie la un anumit standard. În așa fel încât elevul acela care face instruirea practică într-un atelier sau într-o fermă a unui liceu agricol să lucreze la acele standarde și de-a doua zi să poată să aibă niște competențe, iar diploma respectivă să fie acoperită cu niște competențe, să fie angajat în prima zi. Și cel mai simplu este acest sistem de învățământ dual în care, și sunt mulți, să știți că sunt foarte mulți agenți economici, nu numai în mediul acesta agricol sau agroalimentar, care fac învățământ dual pe banii lor. Pentru că ei constată că de multe ori trebuie să angajeze un absolvent de liceu sau de facultate și în 6 luni sau un an de zile să-l pregătească. Și ei doresc să contribuie la pregătirea lui în timpul facultății sau în timpul liceului și spune: veniți la mine, în atelierul meu, în laboratorul meu, în ferma mea, în fabrica mea de procesare, faci toată pregătirea practică și lucrezi pe utilaje și cu tehnologia din 2020 și eu a doua zi după ce ți-ai luat diploma, eu te angajez. Statul nu cheltuie absolut nimic cu partea aceasta, dimpotrivă beneficiază de un partener foarte responsabil, pentru că un agent economic, indiferent în ce domeniu activează, care rezistă pe piață, ăla e un om serios. Adică e o entitate serioasă. Voiam să mă întreb despre terenurile agricole, despre vânzarea terenurilor agricole, căci chiar a fost legea aceasta. Spuneați la început că uneori în Parlament o lege nu este așa cum se vede de la început și chiar această lege a stat la dospit cam mai bine de un an. Eu așa am înțeles sau așa am simțit eu când a venit această lege, că modificările la această lege trebuia să rezolve două lucruri. Primul lucru, să se termine cu specula sau să oprească specula cu terenuri și tocmai de aceea există în lege un interval între cumpărare și vânzare și dacă vânzarea se face într-un interval mai scurt, să crească puțin sau chiar consistent, să crească taxele care trebuie să plătească impozitul la stat, tocmai pentru a nu încuraja specula, pe de o parte. Pe de altă parte, trebuia să, în opinia mea, nu a fost opinia tuturor, eu aș fi vrut să plafonăm, știu că nu sună bine, dar eu simt că e corect, să plafonăm suprafețele care pot fi deținute de o entitate, pentru că noi, a apărut un studiu al Comisiei în 2017 cu fenomenul de acaparare a terenului. Acesta este un fenomen real. Sunt fonduri de investiții, sunt entități, foarte mulți bani, care asta își propun, să acumuleze foarte, foarte mult teren. Și nu știu dacă este bine, eu simt că nu este bine. Repet, nu deține eu adevărul. Ca anumite entități, că discutăm de entități de la noi din țară, dar din păcate sunt din altă parte, chiar din extra Uniunii Europene, să dețină foarte mari suprafețe de teren în țară. Și toate țările europene au mijloace prin care încearcă să descurajeze, să zic așa, vânzarea terenului către alte entități. Și mai ales să nu fie nici niște suprafețe foarte, foarte mari. Sigur că noi suntem o țară mai aparte. Avem câteva zeci sau sute de ferme, probabil cele mai mari din Europa, și avem vreo 700.000 de ferme, cele mai mici din Europa. Pe de o parte, prin acest proces de vânzare a terenului ar trebui să încurajăm și de aceea am și prins acolo la preîntori rudele, frații, deci cei mai apropiați, în așa fel încât să refacem niște exploatații medii, să zic așa, din foștii mici fermieri, da? Și în general din rude și cei care au terenurile cele mai apropiate.
Pe de altă parte, să nu lăsăm pe unii care vor să fie prea mari, ar trebui să-i oprim. Asta este un fenomen și un semnal de alarmă tras de către Comisie în 2017. Fenomenul de acaparare a terenelor. Și eu, noi în legea asta am încercat să nu s-a acceptat, noi am vrut să punem un plafon. Celelalte lucruri am discutat foarte mult și mi se pare că ordinea aia preemptorilor este destul de corectă, astfel încât să se refacă vechile parcele ale bunicilor, care s-au împărțit apoi între fii, apoi între nepoți și s-au divizat. Deci să dăm posibilitatea unui descendent să-și refacă, dacă dorește să rămână în agricultură, să refacă... Știți că în Austria și în Germania, apropo de acest aspect, dacă o familie are 4 copii, doar unul singur moștenește suprafața respectivă, da, asta este legi. Pentru că altfel s-ar conduce la fragmentarea suprafețelor respective. Iar în Olanda chiar taxele succesorale sunt tăiate, tocmai pentru a-i cumva a-i ajuta să continue afacerea familiei, ferma. Da. Vedeți, noi dacă am venit în Parlament cu asemenea lege revoluționară, cu siguranță ar provoca mari tulburări. Ar fi neconstituțională, nu? De ce doar unul din familie, primul sau cel care dorește să poată moșteni tot terenul? Da, știam că în anumite landuri, nu toată Germania, în anumite landuri din Germania există această lege. Da, și doar unul moștenește și celălalt moștenesc altceva, dar nu pământ.